În ultimii 10 ani, Uniunea Europeană de Radio și Televiziune a oferit TVR acces la evenimente internaționale și produse media de aproape 50 de milioane de euro. Cu mari eforturi, TVR a reușit să achite în această perioadă aproape 33 de milioane de euro. Cea mai mare parte, peste 20 de milioane de euro, numai în ultimii 5 ani, aproape dublu decât în perioada 2005-2011. A fost unul dintre eforturile TVR pentru a continua să ofere programe și transmisii din rețeaua EBU. Pentru aceste sume, statul român a încasat la buget peste 11 milioane de euro din taxa pe valoare adăugată, sumă nedeductibilă. TVR a atras atenția în ultimii ani tuturor instituțiilor abilitate din România că legislația învechită, care a dus la subfinanțarea cronică a televiziunii publice, trebuie schimbată. Reprezentanții TVR susțin că au tras nenumărate semnale de alarmă și au purtat discuții cu toți factorii de decizie, inclusiv cu reprezentanții Guvernului și Ministerului de Finanțe. Ultima chiar astăzi. Ministerul Finanțelor consideră însă că nu poate să se implice în sprijinirea financiară a televiziunii române. După ce a plătit taxa de participare, TVR a făcut eforturi să promoveze internațional reprezentantul României la cel mai mare eveniment muzical din lume. Noi, din punct de vedere și legal și moral, am făcut tot posibilul pentru a-l sprijini pe Ovidiu. Am organizat, iată, selecția națională. Apoi, după ce el a fost declarat câștigător, a primit sprijinul nostru în ceea ce privește promovarea lui internațională. Am fost alături de el la Amsterdam, la Tel Aviv, el a fost și la Londra. Ovidiu Antoni este dezamăgit de decizia luată de EBU. Într-o postare pe o rețea de socializare, câștigătorul selecției naționale susține că întreaga situație este nedreaptă. În absența unui răspuns pozitiv din partea guvernului, participarea la Eurovision este compromisă. Situația României este fără precedent în istoria EBU. Este pentru prima dată când asociația alege să excludă un membru din concurs.